Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică, la această dată în județ sunt 25 de localități curate de infectare de peste 3 la 1000 de locuitori și 34 de localități care au un coeficient al infectărilor cuprins între 1,5 și 3 la 1000 de locuitori. Localitățile cu incidență mai mare de 3 per 1000 de locuitori sunt Mălaia 6,70, Sutești 5,91, Drăgășani 5,22, Orezul 4,47, Păușești Măglaș 4,15, Măciuca 4,12, Orlești 4,12, Câineni 4,8, Brezăi 4,6, Voicești 4,3, Vlădești 4, Berislăvești 3,84, Bujoreni 3,81, Râmnicu-Vâlcea 3,71, Băbeni 3,67, Băileu-Lănești 3,59, Stănești 3,58, Oteșan 3,53, Ștefănești 3,48, Mihăiești 3,31, Glăvile 3,29, Scundu 3,24, Moldărești 3,8, Vaideni 3,8 și Popești 3,6. Potrivit prevederilor hotărârii CJSU, în 9 dintre aceste localități, respectiv Sutești, Măciuca, Urlești, Câineni, Voicești, Glăvile, Moldărești, Vaideni și Popești, urmează să se aplice pe o perioadă de 14 zile începând cu 11 noiembrie 2020 restricțiile cu privire la suspendarea activității restaurantelor și cafenelelor din spațiile închise și a operatorilor din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care privesc suspendarea activității cu publicul în cadrul cinematografelor și a instituțiilor de spectacole și sau concerte. Localitățile Stroiești, Ognele Mari, Făurești, Frâncești, Băișoara, Bălcești, Șușani și Racovița vor aplica restricțiile prevăzute în hotărârea de guvern numărul 856/2020, începând cu data de 11 noiembrie 2020. Celelalte 30 de localități din județ au rate de incidență sub 1,5 pe 1000 de locuitori, 6 dintre acestea, Gheoroiu, Lăpușata, Mitrofan, Peșana, Tetoiu și Titești, neavând raportat niciun caz nou de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 2 săptămâni. În prezent, coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile din județ, calculat fără focarele din centrele rezidențiale și spitale, este de 2,94 cazuri noi per 1000 de locuitori.